Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom folosi firul de bumbac și croșetul cu numărul 1,15 sau numărul 1 chiar. Și vom lucra un proiect surpriză, așa cum îmi place mie să spun, un proiect adaptat doamnelor începătoare. Vom lucra un coșuleț și apoi, pe parcurs, vom vedea modul în care acesta se prezintă. Pentru a începe lucrarea noastră, vom face mai întâi un număr de 6 ochiuri de lanț. Vom începe. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. După ce am lucrat aceste 6 ochiuri de lanț, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț și vom continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, voi trece prin interiorul cercului nostru și voi realiza cel de-al doilea picioruș dublu, apoi cel de-al treilea, cel de-al patrulea și vom lucra un total de 16 piciorușe duble, iar noi ne vom întâlni când vom lucra acestea. Lucrate cele 16 piciorușe duble, vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom închide cu fir alunecat și vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus 2 ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet, vom intra în corespondența următorului picioruș și vom face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, voi continua în următorul picioruș, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, câte un picioruș dublu separat de 2 ochiuri de lanț. Ajunse și la capătul acestui rând, am lucrat ultimele 2 ochiuri de lanț de separare, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Deci vom face din nou fir separat. Croșetul meu nu prea vrea să meargă. Așa. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Deci vom avea 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, vom trece în corespondența următorului picioruș și vom face și în corespondența acestuia 2 piciorușe duble, urmate de 2 ochiuri de lanț de separare. Trecem la următorul picioruș, vom lucra și de data aceasta 2 piciorușe duble, urmate de 2 ochiuri de lanț de separare. Deci pe întreg parcursul rândului noi vom lucra în acest mod. În momentul în care am ajuns și la capătul acestui rând, vom închide din nou cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi ajunge cu fir alunecat în corespondența spațiului format din cele 2 ochiuri de lanț. Ajunse în corespondența acestui spațiu, voi lucra mai întâi 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, apoi cel de-al doilea picioruș dublu și cel de-al treilea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu. Un ochi de lanț de separare, voi trece în următorul spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț și voi lucra din nou 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, voi trece în următorul spațiu și voi lucra din nou 3 piciorușe duble, 2,
și 3, un ochi de lanț de separare. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și cu fir alunecat voi ajunge în spațiul format din ochiul de lanț. În momentul în care vom ajunge în corespondența acestui spațiu, vom lucra din nou 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, vom face cel de-al doilea picioruș dublu și cel de-al treilea picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet și vom trece în spațiul următor lucrând din nou aceste 3 piciorușe duble, urmate de un ochi de lanț de separare și din nou 3 piciorușe duble în corespondența următorului spațiu. 2 și cel de-al treilea. În momentul în care am început acest rând, noi vom pune o clămiță, un fir despărțitor în corespondența acestuia și vom continua să lucrăm. Ne vom întâlni când vom ajunge la capătul acestui rând. Deci 3 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului format din ochiul de lanț, în felul acesta. Ajunse în acest spațiu, eu voi lua clămița. Ajunse în acest spațiu, vom repeta cele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, voi trece în următorul spațiu, lucrând din nou cele 3 piciorușe duble. Nu sunt deloc mulțumită de acest croșet. Nu-mi place cum este vârful acestuia. A trebuit să-l schimb. Deci am lucrat din nou 3 piciorușe duble, ochiul de lanț de separare. Practic, repet ceea ce am lucrat deja în primul rând. De ce am avut nevoie de clămiță de separare? Pentru că vom ține cont, veți pune și dumneavoastră un semn de acest prim rând, pentru că vom lucra, incluzând rândul acesta, vom lucra un total de 6 rânduri în sus, în modul acesta în care eu v-am arătat. Deci ne vom ridica în sus cu 6 rânduri, iar noi apoi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns și la capătul celor 6 rânduri. Dacă doriți să fie mai înalt coșulețul dumneavoastră, puteți să mai adăugați 2 rânduri. Eu mă opresc la acestea 6, deoarece va fi un coșuleț în care vom putea pune un ou, fie oul vopsit, fie acele mici ouă de ciocolată și le vom face cadou pentru Paște. Am închis rândul cu fir alunecat. Cu fir alunecat acum eu voi ajunge în corespondența spațiului format din ochiul de lanț. Ajuns în corespondența acestui spațiu, voi face un picioruș scurt. Firul pe croșet, voi intra în spațiul următor și voi face un picioruș dublu. Acum vom realiza o mică danteluță. După ce am făcut piciorușul dublu, voi face 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide totul. Voi lua firul de 2 ori pe croșet și voi face un picioruș dublu înalt. Această danteluță dumneavoastră ați mai lucrat-o, ați întâlnit-o la alte lucrări ale mele.
După ce am făcut piciorușul dublu înalt, am făcut cele trei ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide totul, voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cele trei ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide din nou totul, un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide totul, după care voi face un picioruș scurt în spațiul următor și voi porni din nou firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu lucrând piciorușul dublu, trei ochiuri de lanț, voi închide totul, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu, piciorușul dublu înalt, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubt și voi închide totul, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubt și voi închide totul, piciorușul dublu, cele trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide totul, pierd firul, după care voi face piciorușul scurt în următorul spațiu. În felul acesta noi vom lucra de jur împrejur, formând această frumoasă danteluță. Ajunse la capătul rândului și cu danteluța, vom închide cu fir alunecat în corespondența piciorușului scurt, primului picioruș scurt care noi l-am realizat. Deci vom face fir alunecat. De acum, uitați-vă ce drăguț este, de acum vom face tortița. Exact din acest punct, noi vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și în corespondența acestui picioruș dublu, noi vom lucra un total, în corespondența piciorușului scurt, vom lucra un total de 4 piciorușe duble. Am cel de-al treilea, iar acum îl voi face pe cel de-al patrulea. Deci, lucrate aceste 4 piciorușe duble, noi vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, vom întoarce lucru, firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu și voi face un picioruș dublu, firul pe croșet și voi intra în corespondența ultimului picioruș dublu, deci vom sări unul. În felul acesta. Iar acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț și ne întoarcem. Întoarcem lucrul, firul pe croșet, piciorușul dublu în corespondența piciorușului dublu, firul pe croșet în spațiul. Uitați-vă, în acest spațiu vom face din nou un picioruș dublu și cel de-al patrulea picioruș dublu îl vom face în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din piciorușul de rândul anterior. Deci vom încerca așa să facem o tortiță cumva mai deosebită. Trei ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce lucru, voi sări un picioruș dublu, voi intra direct în cel de-al treilea, voi face picioruș dublu, apoi în ultimul, din nou picioruș dublu, trei ochiuri de lanț. Am făcut cele trei ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet, voi intra direct în acest spațiu, voi face piciorușul dublu, firul pe croșet, un alt picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, din nou
trei ochiuri de lanț, întoarcem lucru, picioruș dublu în corespondența acestui spațiu, apoi vom închide cu un picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț, vom face cumva în modul acesta să fie cât mai deosebit, să spunem așa. În felul acesta vom lucra tortița cam cât de lungă dorim noi. Eu cred că 17-18 astfel de rânduri vor fi suficiente. Deci trei ochiuri de lanț, întorc lucru, voi intra în spațiul format, picioruș dublu, voi închide cu picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și în felul acesta continuăm. În felul acesta vom continua. Acesta practic mi l-am inventat așa. Întreaga lucrare mea am inventat-o. Deci, cam așa va arăta tortița. Și vom lucra singure. Când veți avea lungimea necesară pentru tortiță, vom face ultimul rând de piciorușe duble. De data aceasta vom face din nou cele patru piciorușe duble cu care am pornit și am cel de-al treilea, acum cel de-al patrulea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, mă voi întoarce înapoi și voi face încă o dată cele patru piciorușe duble neterminate de data aceasta. Uitați-vă! Le voi închide împreună, în felul acesta, și vom închide totul în partea opusă, în corespondența piciorușului scurt dintre două motive ale danteluței noastre. În felul acesta. Voi face și aici un picioruș scurt, după care voi scurta firul, bineînțeles, și cu acul vom puncta un pic această parte a lucrării, ascunzând în același timp și capătul de fir. Vedeți că am tăiat firul un pic mai lung, astfel noi reușim să punem acul și să lucrăm, ceea ce trebuie pentru a da un aspect cât mai frumos coșulețului nostru. Eu am zăbovit un pic, între timp am făcut un alt coșuleț mai înalt, pentru acesta eu am lucrat 8 rânduri de piciorușe duble, uitați-vă diferența dintre unul și celălalt. De acum nu urmează decât să le apretăm și așa cum vă spuneam, înăuntru putem pune fie un nou decorat, fie ciocolățele pentru a face cadouri, mici cadouri pentru Paște. Pentru a apreta, pe pagina canalului veți găsi modul în care se apretează cu gelatină. De ce recomand acest mod? Deoarece gelatina are o ținută foarte, foarte bună, deci câțiva ani va dura apretat cu gelatină. Dacă coșulețul dumneavoastră este alb sau altă culoare, gelatina fiind incoloră, nu va lăsa niciun fel de urme pe ceea ce doriți să apretați și este și foarte ușor de făcut. Deci, așa cum vă spuneam, pe pagina canalului puteți găsi modul în care se apretează cu gelatina. Acesta este ceea ce am dorit să vă prezint astăzi. Dacă vă place ceea ce am realizat pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!